iarăși oricum. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Cu și despre pescuit în Delta Dunării. Prima zi cu adevărat răcoroasă de toamnă. Dimineața când am plecat de acasă erau 8 grade. Apa este la fel de tulbure, cum o știți din episodul precedent. În creștere ieri a crescut vreo 10 cm. Asta e, înainte de a intra pe Lidkov, fiindcă astăzi vom pescui din nou pe Lidkov și tot la Fidă. Am dat o tură așa pe malurile Dunării în zona Victoria să văd dacă se mișcă ceva pește pe locurile unde știam că pescuiam și aveam rezultate. Ei, nici acum peștele încă nu se vede să miște pe acele zone. Sporadic se vede între ape când și când apare câte un pește. Fapt pentru care nici n-am mai stat pe gânduri, am intrat pe Lidkov. Am găsit un loc unde am văzut că se mișca ceva pe sonar. Am legat barca, chiar am prins și un caras deja și să-i dăm drumul la treabă. Și prima captură în direct. Ce credeți că este prima captură în direct? Un mic ciortăner. Doar ce o aruncasem, nici nu s-a dus nada din coșuleț. Și un cărășel frumos. Thank you.
și mai frumos. Și cred că iarăși am luat un ciortan, că prea a tras urât, adică rup. Frumos! Da, exact ce am bănuit. Iarăși ciortan. Bineînțeles că iarăși ciortan. Puțin mai mare decât precedentul. Ce să zic? O fi venit ciortanii în zonă și au bonit carasul. Mai frumușea. Hai că de data asta cred că am un caras. Da, de data asta. Un caras cât ciortanie e. Și pe asta în altul.
Dar e un caras mititel. Pește din nou. Cred că este tot caral, dar și l-am scăpat. Ia să vedem. Un alt caras. Asta frumos. Am schimbat locația fiindcă acolo unde fusese inițial veneau mai mulți ciortani decât caraci. Să vedem ce se întâmplă și aici. Doar ce am aruncat și dansează vârful de la ambele lanse. Prima captură pe noua locație. Să vedem și ceva cu... Ce caras frumos! Da. Caras, da. Ba nu! Dar nu are coloritul și de la distanță nu mi-am dat seama. Du-te, mă! Dacă nu aveți niciun pește prins, intru prin fire, așa zic. Aveți sau? Avem, suntem plini, avem de vânzare. A scăpat! Bravo! În sfârșit, care e niciunul de Doamne ajută. În sfârșit a intrat unul de Doamne ajută. A intrat un caras de Doamne ajută în sfârșit. Că deja mă gândeam să schimb iar locul. Cum? La sincer? Da. Ce-o fi mă? Nu înțeleg. La lansetă. Sincer? Da.
Auzi, ce caras frumos. Iarăși un pui de caras. Da? Asta e cel mai mare. Ce cauți tu aici? Thank you.
pește. Am mai avut câteva capturi, dar numai ciortan și tara sub dimensiune. Deci, prin urmare, am prins de la guvernii. Este mult puiet în zona, probabil și de asta tara și mari nu reușesc să ajungă, mai scapă din când în când cu un ciortan. Pe una din lansete am lungit forfacul. Ca să scot cârligul din zona coșulețului unde se adună puietul, dar tot nu s-a schimbat situația, tot caras mic și ciortan neîntră. Cum n-am zis, cum s-a adună vești de peștișor probabil la monitor și vârfurile vibrează într-una. Soarele mă deranjează, nu prea pot să urmăresc vârfurile. De la următorul lanseu n-am să mai pun în suport lansetele, am să le las așa rezemate de suport, să fie mai jos, să pot să mă urmăresc vârful, că nu pot să mă uit, dau la soare. Ziua bună! Ai noroc! Merge treaba! N-ai pică cât un caras ciortan? E, de distracție este. Asta să fie iarăși un copil de caras. No.
Crășină! Da, iarăși un ciortan după cum trage. Dar ce să-i faci? Iar un pui de caras. Prieteni, ziua de astăzi a fost una foarte încărcată. Deci foarte multe capturi, foarte multe trăsături. În schimb, la juvelnic mai puțin. Fiindcă majoritatea capturilor fie a fost caras sub dimensiune, fie a fost ciortan. Puține au fost carași. Am să vă prezint care pot fi reținuți. Am să vă prezint la final captura zilei. În schimb, acum doar ce am pus momeală pe momitoare și încălzim. Și să vedeți și dumneavoastră cum începe să tragă imediat ce ajunge lanseta în apă. Dar, probabil, puietul vine la coșuleț și începe să ciugulească. Uite, chiar și a sărit puiet când a căzut coșulețul în apă. Fiind așa de mult puiet, indiferent ce am făcut, n-am reușit să scap de ei, astfel încât să pot să am capturi serioase. Am lungit și forfacul, am schimbat și momeala de cârlig. Indiferent ce am făcut, rezultatul a fost același. Rar a intrat câte un caras care putea fi reținut, în rest numai puiet de caras și ciortan. Vedeți doar ce am lansat și vârfurile lansetelor încep să danseze. La un moment dat am încercat să arunc doar coșulețele fără nadă cu momeală în cârlig, în ideea că poate nu mai vine puietul atras de momeala din coșuleț și voi reuși să prind niște carași mai frumoși. Nu s-a întâmplat acest lucru. Deci avem captură, hai să vedem ce avem de data asta. Poate o fi cu noroc. Deci e o zi dintre aia în care efectiv îmi doresc, uite, de data asta am avut noroc.
a venit un caras frumos. Față de partida precedentă, trăsăturile au fost mult mai dese, dar cum v-am spus, cu foie de caras și ciortani. Ceea ce data trecută n-am avut nici măcar un ciortan. Iar carași mici au fost puțini. Aș fi schimbat din nou locul, dar dacă și pe celălalt același lucru s-a întâmplat, uite că asta la altă trăsătură. Dar aici nu cred că am reușit să înțep. A, ba da. Deci, văzând că filmez, au început să vină caraș mai frumos. M-au disperat și plonițele acelea de puturât. Până la ieșirea de astăzi, nu erau așa de multe. Mă mir cum de-au intrat doi caraș mai frumoși acum. Sau poate acum, în partea a doua zilei, au plecat de la masă puieții și au venit carașii mai frumos să se hrănească. Să vedem. Doar ce am lansat-o și deja trăsătură. Era să-mi intre în gură o ploșniță de aia puturoasă. S-a dus. Aici am luat ceva. Să vedem ce este. Da, am agățat-o și pe cealaltă. Da. De această dată a venit un caraz dintre la bun de eliberat. Am luat un ciortan. Cred că am luat un ciortan de data asta, după cum vine. A, nu, tot un caras este. Dacă știam, dădeam drumul la cameră mai devreme, că văd că acum vin carași frumoși.
reușit. Ba da, gata, dar venea spre barcă. Și mititel și venea și spre barcă. O partidă obositoare, dar frumoasă în același timp. Trebuie să-mi ajungă iar vreo 4 zile, fiindcă iară vine vreme urâtă aici pe la noi. Și n-am să mai ies la pescuit. Iar următoarea partidă, fiindcă am vorbit cu un pescar comercial și mi-a spus că a început să apară la plasă singerul, va fi la singer. Cu riscul că va fi lampă, n-am să pescuiesc la nimic altceva, exclusiv toate lansetele, voi lua probabil 4 lansete și toate 4 vor fi pe fitofag. Să vedem ce partidă va fi. Ia să vedem de data asta ce ne-a adus. Ne-a adus un ciorpănel. Deja este ora 15:30. Probabil voi mai pescui timp de o oră. De data asta este. Dar l-a ratat chiar aici lângă barcă. Am să opresc din nou filmarea. Pe camera principală unde am microfoanele wireless. Cred că deja nu mai se înregistrează audio, fiindcă s-a terminat acumulatorul microfoanelor. Și rămâne ca la final să vă arăt captura zilei. Și nu uitați, o abonare, un like, un comentariu m-a ajutat să dezvolt canalul. Haideți să vă arăt acum și captura zilei. Gata, voi strânge și voi pleca. Cum spuneam și mai devreme, a fost o partidă care m-a obosit, fiindcă au fost foarte multe trăsături, mulți ortan și puiet de caras. Chiar mă gândeam că am mai puțin pește capturat și reținut decât am de fapt, fiindcă, cum spuneam, foarte, foarte mult a fost ciortan și puiet de caras. Și asta nici nu vrea să plece din sajoc. Este unul agățat. Mai descam să iau camera să vă arăt, să-l vedeți și în găleată, că este mai concludent. Deci asta e captura zilei. Din mult, atât a rămas. Dar mă bucură faptul că este mult puiet și vom avea ce pescui și pe viitor. Nu-mi rămâne până data viitoare decât să vă spun la revedere!